fondatorul Tesla, Elon Musk, neagă că a avut o aventură cu Nicole Shanahan, soția cofondatorului Google, Sergey Brin, relatează BBC. Reacția lui Musk vine după ce Wall Street Journal a raportat că prietenia sa cu Brin a încheiat din cauza presupusei aventuri. Musk a scris pe Twitter că informațiile sunt un rahat și că el oferă întotdeauna cu Brin. Am fost împreună în timpul unei petreceri aseară. Le am văzut pe Nicole de două ori în trei ani și au fost mulți oameni în jur de trei ani. Nimic romantic, a continuat el, Wall Street Journal a scris, citând oameni care știu situația, că Musk și Shanahan au avut o scurtă aventură la sfârșitul anului trecut. Acest lucru ar fi dus la depunerea unei cereri de divorț la începutul acestui an și ar fi pus capăt prietenilor lungi dintre cei doi miliardari. În momentul presupusei aventuri din decembrie, Brin și soția s-au fost despărțiți, dar încă locuiau împreună, a scris Wall Street Journal, citând o persoană lângă Shanahan. Într-un duet separat, Musk a reacționat, WSJ a scris atât de multe articole de succes despre mine și Tesla, încât am pierdut canalul lor. Chiar dacă au un contract prenupțial, Brin și Shanahan negociază în prezent un acord de divorț, care ar putea ajunge la $1 miliard, scrie publicația. Editor MB.